Maria, iubiți credincioși și credincioase, iubitori acestei Sfinte Biserici, atât de frumoase, Domnule Primar, iubiți membri ai Consiliului Parochial, Preacuvioasă Maică Stanță, Preacuvioase Maici, este pentru noi o bucurie, este o încântare și o binecuvântare, iată astăzi, după demnul și sfatul Părintelui nostru Arhiepiscop Joachim, al Romanului și Bacăului, participăm la această slujbă, să spunem, de începere a slăvirii numelui lui Dumnezeu în acest sfânt locaș și am fost delegat de Înalt Preasfințitul Părintele nostru Joachim să facem această slujbă în această biserică unde este Sfântul Antimis, dar Părintele dorește să slujească aici și, bineînțeles, este justificat acest lucru pentru pregătirea Sfințirii. Ținem în mod special să apreciem munca, abnegația și, bineînțeles, perseverența, cărnicia și dărnicia de care au dat dovadă Părintele Octavian împreună cu soția și prietenii bisericii acestea, care într-un timp record a zidit acest sfânt locaș și iată, vedem că este deja pictat, împodobit, lucrat la mare artă, să spunem, și lucrul acesta ne responsabilizează. Avem în cele ce urmează următorul program, prima dată vom citi o rugăciune ce se citește într-o biserică în care s-a lucrat, s-au făcut reparații, și apoi vă începe taina Sfântului Maslu, pentru care v-ați pregătit în seara aceasta și bucuria este mare, pentru că este și sărbătoarea Cunei Vestit. Iar această frumoasă și binecuvântată sărbătoare ne face să fie o veste bună pentru Biserica Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, mare ocrotitor, mare apărător al Bisericii noastre, în cinstea căruia s-a ridicat acest sfânt locaș. Ce să vă spun, decât și eu personal sunt uimit de ce a putut să facă Părintele, Sfânta Masă, totul este pregătit, altarul, catafiseasma, este o bucurie a sufletelor noastre, iată, prin rugăciunile, să spunem, pe care Părintele le-a făcut, către milostivul Dumnezeu, către preasfânta Născătoare de Dumnezeu, a dat dovadă că după cruce este și înviere și este un om trimis de Dumnezeu. Acest lucru l-am văzut și l-am simțit de când a venit sau a revenit în această localitate, în satul acesta. Salutăm prezența Domnului Primar, vedem că suntem filmați. Noi nu avem nicio problemă pe acest lucru, dacă Părintele este de acord și are binecuvântarea Părintelui Paroh, dar aș vrea în așa fel încât să înțelegeți că este o slujbă la care noi participăm, în așa fel încât să dăm cele ale lui Dumnezeu în locul acesta, fiind casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare parte, să aveți pace și bucurie, și vom face rugăciunea aceasta pe care o vom face împreună din această biserică pentru prima dată și apoi Părintele va da binecuvântarea pentru începerea Sfântului Maslu, o taină atât de frumoasă și binevenită, mai ales în timpul acesta când avem atâtea necazuri cu refugiații care sunt din Ucraina, dar de ce să nu spunem și cu refugiații care sunt în țara noastră și nu puțin săraci sau bolnavi în spitale sau în orfelinat. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. Amin. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc, Mântuitorule, Duhul adevărului, care de pregătire ne și pe toate te împlinești, vistierul bunătăților și cătătorului de viață, vino și te sărășuiește în noi
și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Spune-mi cu toții, Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, iubiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, iubiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, iubiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, iubiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă curățile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iubiește, Doamne, iubiește, Doamne, iubiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vicean. Este împărăția, puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeu nostru, care ai arătat biserica acest locaș al Tău, prin venirea Duhului și de viață Păcătorului Tău Duh, într-un cinstit la ungere, care a sfințit pe proroși și pe apostoli și a îngăduit să intre în Sfântul Altar numai cei sfințiți de Tine, dar această biserică în care se dorește a se preaslăvi preasfânt numele Tău și în numele Tău și în cinstea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și ale Sfântului Maru și Gheorghe și ale tuturor sfinților și ajunsese să nu se mai poată să vârșinea Sfintele Taine, din pricina lucrărilor ce au fost săvârșite de ea, a trebuit a se lucra prin alți oameni care nu au avut asupra lor Sfântul Dar al Preoției. Desobădim că acești oameni nesfințiți umblând prin ea, poate vor fi săvârșite oarecare poate necuvincioase, care ar aduce vreo închinare Sfintei Tale Biserici, venim acum cu o sârge și cu credință la Tine, Dumnezeu nostru, care ești adevărată curăție și sfințenie și cu umilință ne rugăm. Caută în uicul Tău cel milostiv și iarăși ne primește pe noi și curățește-o pe ea de toată întinăciunea ce s-a întâmplat și arată plină de curățenia și de sfințenia ce a avut mai înainte, ca să putem înălța în ea jertfe curate și fără de sânge, că numai Tu singur poți să sfințești pe cei ce își întorc inima către Tine și să ne curățești pe noi în chip desăvârșit și de sfatul viclar și de toate nepriceperea și îndoiala. Dăduiești sfințirea noastră și Ție slavă înălță, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Să se numească locașa slavă Ta cele neacuviate și necuvinte, fiind simțită prin lucrarea Ta Sfântului de viață și Cătorului Tău Duh, iar acum pentru mulțimea păcatelor noastre ai văduit a se înțina, din întâmplarea morții neașteptate ce s-a făcut sau prin uneltirea diavolului celui de la început, ucigător de oameni, cu moartea de fiță necuvântătoare prin uneltirea diavolească, cu însuși pentru mila Ta cea mare și nemăsurată, iar prin cererea noastră a păcătoșilor și nevrenii și Te rog, ce se aduce Ție din adevărată credință, curățește biserica aceasta și altarul din ea, prin vederea Sfântului Tău Duh și noi ești lui Harul de la înainte, spre laura de schimbat, spre aducerea de nefruită a jertfei cele nesingeroase, spre slavă și laura bunătății Tale. Așa stăpâne al tuturor, Cel ce singur din fire ești curat și totul Sfânt, și simțești toate cuvântul Tău și pe noi, care din toată inima Te căutăm pe Tine, curățește din toată întregea Tău și a Duhului, cu gândurile în El, de gândurile în El, ce își ne puce Cel Ispititor. Că
tăduiesc de amată și slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Amen.
Evanghelilor, de cuvântul lui Tatăl, pe tine și Tatăl în Sfânt, îți iau cuvântul de Sfântul de viață, miluiește să rășmește pentru noi și curățește-ne de toate, de neșunea și împrește în Sfântul Sfântului 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 Slavă Lui Cei de Sus, Lui Dumnezeu și cu pace, de oameni cu bunăvoire. Împărate Ceresc, Dumnezeu, cu adevăr, în care Tu ești, Tatăl, Dumnezeu, Vizpior, Bună Ceresc, Dumnezeu de viață, vină Te să rășnești cu noi și ne curățește-ne de toată mâncinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Lui Cei de Sus, Dumnezeu și cu pace, de oameni cu bunăvoire. Împărate Ceresc, Dumnezeu, cu adevărului, care pretutindem și toate le plinești, Vizpierul bunătăților și dătătorile de viață, vinoște să rășuiește cu noi și ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Doamne, buzele lui Iisus, o laudă ta. Binecuvântată este împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și tururea și vecii vecilor. Pace Domnului să ne rugăm. Pentru pace de Sfânt și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pacea toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru nașterea Sfântitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Roman și Bacăului, pentru cinstita prostime și ceantru Hristos de Acolii, pentru toferul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se binecuvinteze unele în acesta, cu puterea pântrarea venirea Sfântului Duh Domnului să ne rugăm. Pentru rogul lui Dumnezeu, care sunt de față, care se vor pomeni, și pentru cercetarea lor cea cu Dumnezeu, și pentru ca să vină peste vedeți și harul Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fiți slăviți noi de tot necazul, România primește și nevoia, apoi le mântuiește, miluiește și ne păzește între noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Sfânta, curată, binecuvântată, amărită, Sfântă noastră, de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, prin Hristos Dumnezeu să o tărăm. Să-ți cuvine toată slava, cinstea și închirăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, care cu mila Ta și cu durerea Ta, cum înveți rugurile sufletelor și ale tuturor noastre, să-ți stăpâne, sfințește undele în acesta. Ca să fie o plăcere care se vorbește din noi, Sfântă Mântuire, izbăvire de toată parte, mantine și natură, și al sufletului și de toată răutatea. Ca și pe aceasta să crasăvească prea sufletele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, care cu mila și cu durerile Tale tămăduiești robirele sufletelor și ale tuturor noastre, însă Stăpâne, sfințește undelemnul acesta, ca să fie cel ce se orunge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutarea, ca și cu aceasta
ta slăvească ca Sfântul tău nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și curmea și vecii vecilor. Domnului să ne rugăm! Doamne, care cu mila și cu răbdare, Doamne, drăguie sufletul noastră, însuși să te sfințește și umblerim acesta. Amin. Ca să fie cel mai sfânt din el, spre cămâria sfântăvirea de toată puterea, din veciunea trupului și a sfântului și a toată răutată. Ca și într-o aceasta să prăsăvească, vrea să vrei tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și cururea, și în veci vecilor. Domnului să ne rugăm! Doamne, care cu mila și cu îndurările tale te mântuiești la bine sufletelor și a tuturor noastre, Însuși, Stăpâne, sfințește-te în lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el, spre tămăduire, spre izbăvire de toată întinecimea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească prea sfântele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Domnului să ne rugăm! Doamne, care cu mila, cu îndurările tale, te nădăjești lovirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie robilor tăi, tuturor celor care se vor unge din el spre temăduire, izbăvire, toată patima, întinecinea trupului și a sufletului și de toată răutate, ca și într-o aceasta prea slăvească, prea sfântul tău nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm! Doamne, care cu mila și cu îndurările tale te măduiești cu lovirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește și unde lemnul acesta, ca să fie robilor tăi celor și vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire toată întinăciunea trupului și a sufletului de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se prezdăvească prea cinstitul și de mare cuvință mereu al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm! Doamne, care cu mila ta și cu îndurările tale, cum înveți răbdările sufletelor și ale tuturor noastre, Însuși, Stăpâne, sfințește-o pe lemnul acesta, ca să fie rogilor tăi care se conge din el spre tămăduire, spre toată patima, tineciunea Duhului și a sufletului și de toată răutatea, ca și pe aceasta se prostăgească ca sufletele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și veci vecilor. Te rog, aminte, pace tuturor.
fie celeia ce ai citit. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire! Să luăm aminte, în vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, istitindu-l și zicându-i, Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Iar Iisus a zis către el, ce este scris în lege, cum citești în ea? Iar el a răspunsând, a zis, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta, din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci Iisus a zis drept a răspuns, fac ceasă și lui fi viu, dar e voință se îndreptățească pe sine, a zis către Iisus, și cine este aproapele meu? Iar Iisus răspunsând a zis, un om coborât de la Ierusalim la Helion și a căzut între tâlhari, care după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot cobora pe calea aceea și văzându-l a trecut pe alături. De asemenea, și un levit ajungând în acel loc și văzând a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe calea, a venit la el și văzându-l, i s-a făcut milă și apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele unde lemn și vin. Apoi, punându-l pe asinul său, l-a dus la o casă de oaste și a purtat grijă de el. Iar a doua zi, la plecare, scos în doi dinari de acasă și a zis, ai grijă de el și ce vreme ai cheltuit, că mă voi întoarce, eu îți voi da înapoi. Care între aceștia trei se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari. Iar el a răzis, cel care a făcut milă cu el, atunci Iisus i-a zis, mergi și fă și tu asemenea. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, cu mare mea ta, ne rugăm să-i auzi-ne și ne miluiește. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pace, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, a tuturor celor care sunt de față, a tuturor celor bolnavi pe scaun, în azire și spitale, și a tuturor celor care n-are nimeni ce se pomenească și pentru ca să le se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm, Cel ce ești fără început și fără de sfârșit, Sfinte al Sfinților, care Hristul Dumnezeu Fiul Tău să te mântuiască toată boala și toată viața sufletul și atâmpurile noastre, trimite Duhul Tău cel Sfânt, și sfințește un teren acesta și părubilor tăi acestora, care se vor unge spre izbăvirea de sfârșită de păcatul ăsta mâștia împărății cerului. Cât ești Dumnezeu mare și minunat, care păzește legământul tău, îți dai mila ta, ceea ce te iubesc pe tine, ceea ce dai izbăvire de păcate, prin Sfântul tău, Iisus Hristos, care ne dă către descoperă din păcat, cel ce-l bine zor, și ridici pe cei căzuți, care iubești pe cei greși, pe cei păcătoși, nu ești. Cel ce ne-ai scos din întuneric și nu prea morți, zicând celor din legătură iadului și celor din întuneric descoperiților. Ca spre încinele noastre, lumina conștiinței Născutului Tău, de când s-a arătat pentru noi pe pământ și cu oamenii pe la pământ. Celor ce l-au primit, ai dat putere să se facă Fiul lui Dumnezeu prin baia noastră din nou, dăruindu-ne în fierea și pătrâne părtași ferințe asupra diavolului. Pentru că n-ai binevoită a ne curăți prin sânge, de dar și nu de lemn în Sfinții chipuri curcii tale, ca să ne face noi preoție împărătească turmă lui Hristos ne-am sfânt, curățindu-ne cu apă și sfințe cu Duhul Tău cel Sfânt. Însă, Stăpâne, Doamne,
Dă-ne har de slujba ta aceasta, poeta Moise, slujitare, misamui, iubitului tău și Ioana de slujii tău, și tuturor celor ce au vie pentru ție în fiecare neam și neam. Așa pune și pe noi să fim slujitori legii tale și de noi acolo tău prin numele acesta, pe care sfințește cum sângele tău, ca de îmbrăcându-ne poftele cele lumești, să murim păcatul și fie dreptății, îmbrăcându-ne Domnul nostru Iisus Hristos prin ungerea cu sprijinirea și cheată sau unde lemnul acestuia. Facă-se, Doamne, unde lemnul acesta, unde lemn de bucurie, unde lemn de sfințenie, îmbrăcăminte părătească, Pavă să puternic izbăvitoare de toată lucrarea neamorească și cea nesticată, bucuria inimii vesilei veșnice. Ca și cei ce se vor unge cu unde lemnul acesta rătoirii să fie de bun pentru cei potrivni, să strălucească în strălucile Sfinților Tăi, neavând în tine celor pe Amin. Să fie bine primiți în odihna cea veșnică, să ia plata chemării cele de sus. Că ție este cu mine să ne miliezi, nu fie Dumnezeu, Dumnezeu nostru, să fie slavă în Sfântul și Dumnezeu acelui Părintele, cu Tatăl Părinte, la Sfântului și cu Lui de viață, cu Sfântul Tău Duh, acum și curmea, pentru aceasta ne închinăm cu rugăciuni și fiecare tare, să vă aminte, pace tuturor. Și rugăciunea să vă aminte, Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
cercetare, lăsare și iertare păcatelor tuturor celor care s-au pomenit. Pomenește, Doamne, pe Părintele nostru, Arhiepiscop Ioachim, împreună cu toți frații noștri preoți și credincioși din parohia aceasta și din toți preoții din protocopiatul acesta, pentru rog Dumnezeu Arhimandrit cu Nicolae, împreună cu toți fiii și fiicele lor duhovnicești, Părintele Octavian, Părintele Daniel, Părintele Ioan, preoții pomeniți pe fiecare cu numele lor, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Izvorul înțelepciunii și adunul cele cuprinse al bunătății cele adevărate și muianul cel nemărginit, al milostivirii, mântuitorul de oameni, stăpâne, Dumnezeul celor vechi și a celor minunate, pe care nimeni de oameni nu poate să cuprindă cuvântul, caută și ne auzi pe noi nevrenște rod. Și aici unde aducem acest mândelem în numele Tău cel Mare, trimite darul Tău cel tămăduitor și iertarea păcatelor și tămăduiește pe robii Tăi, care sunt de față și tot ce-i bolnavi, năzire și spitale. Cu mulțime mele tale, așa, Doamne, Cel ce ești desertor, lesne iertător, unule milostive și iubitorul de oameni, căruia îți pare rău de răutățile noastre, Cel ce știi că gândul omului este plecat spre cele rele din tinerețile lui, care nu voiește moartea păcătosului, ce să se întoarcă să fie viu, Cel ce pentru mântuirea păcătoșilor te-ai întrupat Dumnezeu fiind și te-ai făcut om pentru zidirea ta. Tu ești Cel ce ai zis, n-am venit să chem pe cei drepți și pe cei păcătoși la pocăință. Tu ești Cel ce ai căutat oaia cea rătăcită. Tu ești Cel ce cu o sârdă ai căutat dracma cea pierdută și ai aflat-o. Tu ești Cel ce ai zis, pe Cel care veni la mine nu-L voi scoate afară. Tu ești Cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa, care a spălat cu lacrimi ce stele tale picioare. Tu ești Cel ce ai zis, de câte ori vei cădea scoală-te și te vei mântui. Tu ești Cel ce ai zis, bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește, însuți îndurate, stăpâne. Caută din înălțimea ta cea sfântă, umbrindu-ne pe noi păcătoși și nevrânci, te rog. Cu harul Sfântului Tău, du-un ceas cu acesta și trimite peste robii Tăi care sunt de față, preoți și credincioși, care și-au cunoscut păcatele lor și-au venit la Tine cu credință, primindu-i cu iubirea Ta de oameni și iertându-le orice a greșit în cuvântul, în faptul sau gândul, spală și curățește de tot păcatul. Și vețuind pururea împreună cu ei, păzește în ceilalți aeri ai veților ca un rând cu poruncile Tale, să nu mai fie ei bajocără de avul centru ei să se slăbească numele Tău cel Sfânt. Că ți-ești cu bine să ne miluiești, să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și celui părinte la Tău, Părinte, și prea Sfântului și bunul de viață Făcătorului Tău, Domn, acum și pururea, aminte, pașa Thank you.
Thank you.
Cercetează, Doamne, pe toți ctitorii, binefăcătorii, ostenitorii, miluitorii, ajutătorii acestei Sfinte Biserici, pe Părintele Octavian împreună cu toți ctitorii, ostenitorii din locul acesta, sunt locașul acesta, cu mina și cu durările tale, depărtează-i toată boala, toată și toată neputința, ca ridicați prin mâna ta cea tare să slujească ție cu toată mulțumirea, încât și acum, făcând nepătași spiritare, Doamne, cele negrete, să te lăudăm, să te slăvim pe tine, ceea ce faci lucruri mari, minunate, slăvite și preanaltă. Al tău este a ne iluit și a ne mântuit pe noi, Hristoase, Dumnezeu nou. Te slavă, Mărță, împreună și Părintele Celui Fără de Început, preasfântului și bun de viață, Părintele Tău Duh, acum și pururea și veci, veci în oră. Thank you.
care sunt toate peste ucenicii tăi și ai zis, luați Duh Sfânt, care veți ierta păcate, se vor ierta lor cel ce primești pocăință păcătoși, ai putere ierta păcatele cele multe și grele, și dai tămăduire tuturor celor se află neputinți și în boală îndelungate, care își puneți merit păcătos nevrednicul tău rog, cel înducat de multe păcate, cufundat în paturile dezgătărilor, mai chema Sfânta și preanaltă dreaptă preoție, ca să intru în ceea ce este dincolo, dacă te pedează în Sfânta Sfintelor, unde Sfinții Îngeri doresc să privească, să audă glasul Evangheliei Domnului Dumnezeu, să vadă cu ochii lor chipul Sfintei Jertfe, să îndulcească dumnezeiască Sfânta Liturghie. Cel ce mai încălinicit, a săvârșit cerește tale taine și a tăduce darul și jertfe pentru păcatele noastre, pentru greșelile cele din neștiință ale poporului și a fi mijlocitor pentru oile tale cele cuvântătoare, ca prin mult, ca și necărită ta iubire de oameni să curățești păcatele lor, Iisus prea bun împărat, ascultă rugăciunea noastră în ceasul acesta. În această sfântă zi, toată vremea locului, aminte la glasul rugăciunii noastre, dăruiește înălbire robilor tăi, spuneți-vă numele cu toții, care sunt în neputința sufletului, a trupului, dărilor dezlegate de păcat, iertare greșelor celor de voie, celor fără de voie, tămăduiește rele cele necănăduire, toată boală și toată neputință, dăruiește lor tămăduire sufletească, cel ce te-a atins de soacră lui Petru, a lăsat-o frigule, încât i-a s-a ridicat și a subiții însuși, stăpâne robilor tăi, spuneți-vă numele cu toți, dă-le tămăduire, izbăvire, toată boala și vătămătoare. Adu-ți aminte de îndurările tale cele bogate și de mila ta, adu-ți aminte gândul omului posibil este plecat și spre cele rele din tinerețele lui, că nimeni nu este fără de păcat pe pământ. Tu singur ești fără de păcat, cel ce ai vin și ai mântuit neamul omenești, ne-ai zbăt pe noi de robia vrășmașului, că de vindul la judecatul probite, nimeni nu va afla flacura din întunecuri, ce au amuțit toate gura, neavând ce răspunde, pentru că toate dreptatea noastră este înaintea ca o cârpă lepădată. Pentru aceasta, păcatele tinereților noastre nu le pomeni, Doamne, că Tu-i vedește celor fără de nedrește și odihna celor istoviți și împovărați fără de legi. Ție slavă, înălțăm prăjurile fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului de viață, Păcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte! A venit Iisus în părțile tirului și-a
și iată o femeie care ne ia încă cele ținuturi, ieșind strigava zicând, miluiește-mă, Doamne, Fiul lui David, fiica mea este rău chinuită de un diavol. Iisus însă nu i-a dat niciun răspuns, dar apropiindu-se ucenicii lui, îl rugau zicând, dă-i drumul că strigă în urma noastră. Iar el răspunzând a zis, nu sunt trimis decât către oaiele cele pierdute ale casei lui Israel. Iar ea venind s-a închinat lui zicând, Doamne, ajută-mă! El însă răspunzând i-a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor. Dar ea a zis, da, Doamne, dar și câinii mănâncă din firiviturile ce cad de la masa stăpânilor lor. Atunci răspunzând, Iisus i-a zis, o femeie mare este credința ta, fie ție după cum voiești. Și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. Doamne Dumnezeu nostru, Bun și Iubitor de oameni, Doctorul Sfântului și al trupului noastre, cel ce poți să ne de fricțile noastre, a cărui ragă toți ne-am vindecat pe sfârșit cu care ai venit și pe căutarea oi cele pierdute. Deci, dai mânghierii celor slavi la sânge și viață celor drobiți care te-au dat izborul cel ce era în fugerea sângelui de 12 ani, de ce pe fica Cananeei ce ai izbăvit de demonul în cel cumplit, care ierta datoria celor datorne și a devenit iertare femeii păcătoase. Deci, ai dorit vindecare să vă în plină iertare păcatelor lui, care cu cuvântul ai îndreptat pe vame și ai primit în palul până în Cristian lui cea mai de pe urmă, cel ce ai ridicat păcatele lumii și pe cucerea ai prevenție de rugăm și cuvinința în fiecare. În bunătatea ta însă slăbești, lasă iar Dumnezeu fără de lege păcate rugilor tăi care sunt de față și care i-am pomenit. Greșele de cele de voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, prin călcare de mâncă, prin ascultare, din timpul nopții, din timpul zilei, de sunt ei sublește preții sau al tatălui, sau al mamei, sau cu ochii au coptit, sau cu miros, sau desprânat, au cu pipăitul sau inclusul sau desmedat sau curat prin care care trupească, sfântească sau despărțit de-a ta voie și sfințire. Orice a greșit ei și noi, ca un bun șpitor de oameni, Dumnezeu care îți iubite rău, iartă. Și nu lăsa pe aceștia și pe noi să cădem în viața cea închinată, nici pe care pierzării să alergăm. Așa stăpâne, Doamne, ascultă pe noi păcătoși și ceasul acesta pentru lumii tăi care sunt de pați, care au pomenit. Rele și cu vederea ca un Dumnezeu care îți iubite rău toate păcatele lor. Izbăvește-ne de chinul cel veșnic, cura lor, umple de lauda ta, buzele deschide spre slăvirea numelui tău, mâinile de întinde spre lucrarea poruncilor tale, picioarele de ori îndreptează spre vestirea Evangheliei tale, toate mădularele și viderea lor întărește-ne cu harul tău. Că tu ești Dumnezeul nostru care prin Sfântul Apostol ne-ai poruncit nouă zicând, orice veți lega pe pământ vor pliga și în cer, și orice veți lega pe pământ negate și în cerul, și iarăși care veți ierta păcatele, se vor ierta lor, care veți ține ținute vor fi. Precum ai ascultat pe Ezechia în întristarea Sfântului la această mort și ne-ai trecut rugăciunea lui, așa auzi din ceasul acesta și pe noi, smeriții păcătoși și nevrencelubii tăi, care ne rugăm ție, că și tu ești Doamne, Iisus Hristoase, cel care ai poruncit să iertăm de 70 de ori de 7, celor ce cad în păcate, și în bunătatea ta și în iubirea ta de oameni îți pare rău de faptele noastre, cele rele și te bucuri de întoarcerea celor rătăciți. Că precum este slava ta, așa este și mila ta și de slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, prea Sfântului și Bunului de viață, Păcătorului tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte, pace tuturor. Înțelegiul Dumnezeu! Din Epistola Întregărbetei Salomonei,
Să luăm aminte. Cel ce vinde suferințele cele îndelungate, care tămăduiești toată boala și toată neputința în popor, cel ce voiești ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, care nu voiești moartea păcătosului, ci să întoarcă și să fie viu, căci Tu, Doamne, în legea cea veche, ai rânduit păcătoșilor pocăința precum lui David și ninivitenilor și celor ce au fost mai înainte și celor de după aceștia. Încă și în timpul venirii tale, în trup, n-ai chemat pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință, precum pe vameșul, pe desfrânata, pe tâlharul și pe hulitorul și prigonitorul tău, marele Pavel, prin pocăință l-ai primit. Iar pe Petru, verhovnicul și apostolul tău, care se repădase de 3 ori de tine, prin pocăință l-ai iertat și l-ai primit. Și ai făgăduit lui zicând, Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea
și porțile iadului nu vor birui pe dânsa și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor pentru aceasta și noi bunurile și viitorile de oameni. După nemincinoasele tale făgăduințe, îndrăiesnind, ne rugăm ție și cerem în ceasul acesta. Ascultă rugăciunea noastră și o primește pe ea ca pe tămâia ce ți se aduce ție și cercetează pe poporul tău acesta care stă înaintea ta. Și orice a greșit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul în timpul nopții sau în timpul zilei, și de-au căzut sub blestemul preoțesc sau sub blestemul lor și cu jurământ au omărât pe cineva și l-au făcut de s-au jurat, pe tine te chemăm și ție ne rugăm. Slăbește, lasă, iartă, Dumnezeule, trecându-le cu vederea fără de legile și păcatele făcute de ei cu știință și cu neștiință. Și de-au călcat ceva din poruncile tale sau au greșit din îndemnul diavolului. Ca un purtător de trup și viețuitor în lume, Tu însuți, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Că nu este om care să viețuiască, să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că n-ai zis pe om spre pieire și spre paza poruncilor Tale, și spre moștenirea vieții cele nestricăcioase. Și ție slavă, ți înălțăm împreună și celui fără început al tău, Părinte, prea Sfântului și bunul de viață, făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm! Împărate, Sfinte, îndurate și milostive, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu cel viu, care nu voiești moarte păcătoasă se întoarcă să fie viu. Nu pun mâna mea cea păcătoasă peste capul celor ce au venit la tine cu pocăință și cer la tine prin noi iertare păcatelor, ci pun mâna ta cea puternică și tare, ce se află în această Sfântă Evanghelie pe care slujitorii cei împreună cu mine o țin, deschisă pe capetele rogilor tăi, celor care sunt prezenți și a tuturor celor care sau convenit de noi în locașul acesta și a tuturor celor bolnavi în spitale și azile. Și mă rog împreună cu aceștia și cer iubirea ta de oameni cea milostivă și care nu ține minte răul. Dumnezeule, Mântuitorul nostru, Cel ce prin prorocul tău ta, ai dăruit iertare lui David care s-a pocăit de păcatele sale și ai primit rugăciunea cea de pocăința lui Manase, însuși pe robii de aceștia care sunt de față, și a tuturor celor care ne-au cerut nouă să ne rugăm pentru dânsii, care se pocăiesc de greșelile lor, primește cu știuta ta iubire de oameni, trecându-le cu vederea toate greșelile lor, că Tu ești Dumnezeul nostru care porunci să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate, pentru că precum este slava Ta, așa este și mila Ta. Și Ție se cuvine toată slava, cinstea și tineciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, prea puternice, Părinte, binecuvântează. Iisus să fie laudat. Pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, puterea și Sfântește viață, Dădătoare Cruci, cu rugăciunile Sfântului Voievoște, Pancel Mare, Sfântului Mare Mucinei Gheorghe, ale Sfântului Iacob, la Domnul și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, ale Sfântului Antipa de la Caramântești, cu viații Maicii Mare, Parastiva de la Șocuritoare Moldovei și pentru rugăciunile tuturor Sfinților. Să ne miluiască, să ne mântuiască prin noi ca un bun de oameni, din urmă, spune cu toții, binecuvântați, sfințiți, păriți și ne iertați prin noi păcătoșii. Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze, sănătate și iertare de păcate să vă dăruiască. Binecuvântați, păriți, sfințiți și ne iertați pe noi păcătoșii. Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească și iertare de păcate să vă dăruiască. Spune cu toții, binecuvântați, sfințiți, păriți și ne iertați pe noi păcătoșii.
Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze sănătate trupească, sufletească și iertare de păcate, să vă dăruiască. Stăpână, stăpână, privește rugăciunile nevrednicilor robilor tăi și ne izbăvește pe noi din toată nevoia și necazul, toată încădejdea noastră. Deși văd că sunt înregistrat aici, tocmai ca să nu depășesc
aceste 10 minute pe care mi sunt alocate de Părintele Paroc și să vă spun clar și încă o dată, eu la Mănăstirea Cașina astăzi am hram. Am lăsat cele ale hramului, Părintele știe foarte bine și Părintele Daniel, eu în seara aceasta, așa e tradiția la noi, să fie masul ca la dumneavoastră, tot la fel, biserica este plină. Nu o să pot să stau împreună cu distinsa doamnă preoteasă, Daniela și Părintele la masă și cer scuze anticipat, pentru că și eu am biserica plină. Eu am zis aici că vor fi 10-15 oameni și o să plecăm, o să facem o slujbă și nu a fost așa. Solemn Părinte Octavian, vă promit că de aici înainte, trei vineri, în fiecare vineri la ora 17, dacă sunteți de acord, 7 preoți după viață, să venim aici să facem Sfântul Maslu, pentru că ce credință am simțit eu în seara aceasta la dumneavoastră, sincer m-a impresionat. Nu pot să-i scoți din casă, în Onești, în alte orașe, și iată dumneavoastră, câtă muncă este câteodată, dar se vede că cinstiți cu adevărat această zi de vineri și această bună vestire care vine la dumneavoastră prin această biserică. Este cu adevărat o mare responsabilitate pentru mine, ați observat și când am sfințit, eu nu am această datorie, harul acesta care l-are episcopul, care l-are arhiepiscopul nostru, dar n-a prea sfințit un mod special, m-a sunat, Ioane, du-te acolo, fă sfințirea și știi ce trebuie să faci, trebuie să faci rugăciunea care mi-am citit-o cu Părintele Nicodim și am sfințit două icoane, pentru că trebuie să fie sfințită icoana Maicii Domnului și icoana Mântuitorului. Nu se poate să vârși liturghia fără Sfântul Antimist. Noi ce am avut de făcut, am făcut și am împlinit, dar se vede și voi duce acest mesaj către înalbura Sfințitul Părintele nostru Ioachim, că este dorită această biserică în satul acesta, prin prezența, prin dragostea și bineînțeles voi face. Și nu este o surpriză, imediat luni voi face o înaintare către Înalbura Sfântului Ofere, o distinție, una din cele mai importante ale noastre, ale Arhiepiscopiei Părintelui, pentru că este vrednic de această frumoasă slujire pe care o a arătat-o și prin faptă, și prin cuvânt. Am fost împreună cu Părintele și vă spun un lucru de suflet, cu Părintele Octavian și doamna preoteasă în Ierusalim. Și am intrat într-o noapte în Sfântul Mormânt. Și am văzut mulți preoți plângând, dar nu am văzut unul ca Părintele Octavian. Deci era milă și am zis, Doamne, m-a apucat să-și pe mine plânsul. Și l-am întrebat după aceea, Părinte, de ce plângi așa de mult? Și Părinte, mi-am dorit asta toată viața împreună cu soția. A trecut pe multe și nu intrăm în detalii. Și l-am înțeles atunci și am înțeles dragostea lui pentru Hristos, modul clar de a se răspunde la cuvântul Bisericii prin el se vede în dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru această frumoasă primire, ca să spunem, pentru că primirea noastră este primirea Arhiepiscopului. Îmi dau seama de pe acum ce sfințire o să fie aici la dumneavoastră. Parcă Sfântul Voievod Ștefan cel Mare lucrează prin dumneavoastră și apără credința noastră ortodoxă și sfântă. Felicităm pe toți cei care au sprijinit și este alături de Părintele. Are multe de lucru de aici înainte. Sunt multe detalii pe care el le are de pregătit și de aceea îi suntem alături. Am avut aghiască mare aici în față și cred că Părintele va dirija și va lua vesma fiecare cu delemul și toate celelalte pe care le știți. Cu permisiunea dumneavoastră să merg și eu la parochia noastră, să spun și eu astăzi cât bine mi-a făcut nouă Dumnezeu că am venit astăzi la dumneavoastră să primesc acest duc, să spunem, de dragoste, de bucurie și de prietenie pe care am simțit-o în seara aceasta și vă mulțumesc ca cu cei Părinte pentru invitație și pentru dragoste și Preacuviosului Părinte Arhimandrit pentru această împreună slujire și cu doaselor maici au făcut un efort să rupă din programul lor monacal, care nu este ușor, și să vină aici la noi. Le mulțumesc foarte mult, le sunt îndatorit și încă o dată, într-un mod cu totul special închei, prea mulțumit domnului primar Petru și o să mai zic un lucru, mă rog, să n-am ce sfatul primar. Are cea mai bună cafea din zonă.
Eu am spus tot de care. Mă duc la el acolo, ne dăm tot timpul o capeluță și deși este din fratele nostru român-catolic, tot timpul cu monumentul, cu toate, a fost alături de noi. Îi mulțumim. Domnule primar, vă felicităm. Știm că nu este ușor, mai ales în timpul acesta, cu 3 motorina, să mai pregătiți și o sfințire aici. Și nu știu dacă eu plec, dar noi câteodată și trecine. Nu știu mai știa cum ar te duci din casă, nu mai știa cum mai ies, mai intri și oprești mașina nu. Să nu se oprească sfințirea de aici. Vă rog foarte mult, știm că sunt timpuri grele, pentru că mă bazez, ne bazăm pe dumneavoastră și pe domnul primar, odată ce a venit aici, cu siguranță este o mare bucurie și vă rog, părinte, să spună și domnul primar un cuvânt, are binecuvântare la anul nostru, când considerați dumneavoastră următor sau chiar înainte, vă mulțumim foarte mult. Doamne ajută! Și îl aplaudăm pe părintele din suflet. Mulțumesc frumos pentru cuvintele frumoase atestate enorașilor statului de Rășești. Părintele Bărtoanu ne cunoaște mai mult. În prima dată când a intrat Bărtoanu a trecut la mine și mi-a spus, domnul primar, ce ar trebui să facem acest monument? Să știți că monumentul comunei Sandoieni este la inițiativa Părintele Bărtoanu. Adică trebuie să fiu corect și cinstit. Adică inițiativa a fost a dumneavoastră. Stimați părinții invitați, în satul Vârșești. Stimați toate cei în secol. Mă împărție, dragi copilași, stimați cetățenii a satului Vârșești, dragi copilași. Acum mulți ani, nimeni din acest sat nu ar fi pisat, nu ar fi văzut să piseze că vom avea un lăcaș construit nou în anul 2022. În data de 1 septembrie 2014, era la primărie și mi-a spus cineva că e cu domnul Lucrurea că se schimbă părintele de la Vârșești. Atunci m-am urcat și la mașină și am venit de la Vârșești. Eram fața casei palozinale, eram un grup de cetățeni din partea stângă, care făceau puțină gălăgie. Părintele nu mă cunoștea sau mă cunoștea, nu știu, dar m-am apropiat în față. Părintele s-a încrucișat privirea către mine și a dat seama că sunt apropiatul lui. A ieșit în fața preoților, a venit la mine și a dat mai cu mine. Adică a simțit că eu sunt alături de el. Adică știa că Dumnezeu l-a adus aici la Berșeș să construiască un lăcaș. Bine ați venit în lăcașul construit din Părintele Bărat. Mulțumesc pentru că Bărat s-a simțit. Tot ce este pe acest pământ nu este dat decât de Dumnezeu. Să nu ziceți că favorez. Înainte de Crăciun am avut un vis, dar foarte ciudat. O să mă marchez de toată viața. Vorbeam cu Dumnezeu prin somn și spun, Doamne, vreau să vizitez iadul și raiul. Nu m-a vorbit Dumnezeu cu mine, dar mi-a dat voie, am povestit și la, mi-a dat voie să vizitez, să mă duc în rai sau în iad. Să vizitez. Și am plecat să vizitez raiul și iadul. Și mă duc undeva într-un sătur, case pe stânga, case pe dreapta și mergeam. La un moment dat am luat o voce, stricându-mă, Petrică. Mă întorc înapoi de la mama. Mama din bagă. Și din multele care mi-a spus mama învățăminte, un lucru pe care îl are și părintele Protopol Bărbăranu, și părintele Florin, și părintele Bălan, mi-a spus așa, cel mai mare păcat de acest pământ pe care Dumnezeu nu-l acceptă, este mândria. Și mi-a spus așa, niciodată pe acest pământ să nu fii mândru. Ce trebuie să mai faci pe acest pământ, pe acest pământ? Să dai câte ceva copilașilor. Să dai o rumoană, să ajungi copiii. Adică vreau să spun că cel mai important este să ajungi copiii și să nu fii mândru. Părinte Bărbăranu, părinte Bărbăranu, nu sunt mândri. Eu vă mulțumesc foarte mult, părinte, să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă dea sănătate doamne dumneavoastră, copilor. Și să știți că nici dumneavoastră n-ați crezut că o să reușiți. Cu ajutorul Dumnezeu ați reușit să construiți. Părinte Florin, bine ați venit în mijlocul nostru. Și să știți că totdeauna întreb de dumneavoastră că tare îmi place cum predicați. Și întotdeauna când vine Părinte Florin, ca să mai ascult să cât o predică. Bine ați venit, Părinte, la el de la Bărăștia Zău. Și îmi salut din tatăl dumneavoastră. Am fost o rământare la Bărăștia Zău, la doamna Curea, atât de mult mi-a plăcut cu predica, chiar mi-a spus domnul Curea, o predică foarte frumoasă. Dumnezeu să vă ajute pe Dumnezeu, Doamne, să vă dea Dumnezeu sănătate și pe mulți, ca să vă face doamna Contabilă. Doamna Contabilă face o cafea împreună și vă mai spun că ceva
Eram de la Onești, când am luat pe mine, până și vin o mașină, repede, tati, în fața mea o mașină, a dat doamna părăcă, zice, dar ce e o mașină, ce îi trage așa de interviu ăsta în față? Era cu interbordeanul, era înainte de ajunul Paștelui să-mi spună să vă potrivite. Părinte, vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru prietenia dumneavoastră în primul rând. Mulțumesc frumos! Preacuvioase Părinte Arhimandrit, preacuvioase Maici și preacucernici părinți și nu în ultimul rând, iubiții mei credincioși. Mă mândresc cu dumneavoastră, căci cu dumneavoastră am făcut ceea ce e și n-am făcut singur. Dumnezeu ne-a binecuvântat când am gândit la acest lucru, am pus început bun și cu toții am pus umărul și am ridicat casa lui Dumnezeu. Îi mulțumim întâi și întâi Bunului Dumnezeu pentru tot sporul pe care ne l-a dăruit, pentru că este un spor. În 5 ani de zile s-au construit toate aceste lucruri de sub zero. Aici a fost o râpă, un teren peste care nu se putea trece. Nu era pod, nu era drum, nu era nimic. Și știți cu toții, pentru că majoritatea sunteți de aici, de la Berșești. Am început, vă spun foarte sincer, cu o frică, așa, cât sunt eu de temerar, care mă cunosc, știu că nu prea mă sperie ușor. M-au mai întrebat câțiva oameni care au spus, Părinte, cu ce o să facem noi biserica acolo? Și cu bani, cu ce o să facem? Cu altceva nimic. Cu bunăvoință, cu muncă și nu în ultimul rând, cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Ne-a binecuvântat Dumnezeu din plin. Pentru că, iată, astăzi mi-am dorit, am zis la mai spre toamnă, când am văzut că se termină pictura, am zis că o să facem sfințirea la final. Și atunci, au mai murit câțiva oameni dragi din sat care au contribuit câte ceva la bisericuța aceasta și care spuneau, Părinte, tare frumos acolo, mai veneam din când în când cu dumneavoastră, știți? Dacă aș apuca și eu o liturghie, două, să auzim slujba acolo în biserică, tare frumos acolo. Și întâi am zis să sfințim totul la final, la sfințire. Iar pe traseu, așa în postul Crăciunului, de sărbătorile de iarnă, ne-am făcut eu un plan și am zis, pentru cei care au, din bănuțul lor, au pus acolo, din punguța lor, mare sau mică, trebuie să facem lucrul acesta. Și m-am gândit la această sărbătoare, Buna Vestire, de nașterea pruncului Iisus Hristos din Fecioara Maria. Astăzi s-a născut biserica ca liturghie. De aici va pleca liturghia pe viitor în biserica noastră. Îi mulțumim mai întâi, așa cum am spus, Bunului Dumnezeu pentru binecuvântarea și rodul și sporul pe care l-am avut. Îi mulțumim Domnului Primar că a fost alături de noi și este cel mai mare ajutor. Pentru că de la primăria vine cel mai mare ajutor. După aceea le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine, dar în special tinerilor care sunt de mare ispravă din satul acesta. Și mai întâi aș pomeni aici familia Checheriță, nenea Vasile, tante Mariana, Maricel, Sorin Chiper, Popovici Georgel. Și nu știu dacă nu vreau să uit pe cineva. Nu vreau să mulțumesc în special cu nume pe cineva. Pentru că dacă aș mulțumi și aș spune cu tare a dat 50 de milioane, cu tare a dat 20 de milioane, cu tare a dat 100 de milioane, mulțumirea pentru această jertfă s-a terminat aici pe pământ. Știe Dumnezeu că fiecare dintre dumneavoastră cu ce ați participat, cum ați făcut, cum ați trudit, de unde ați luat, unde ați pus, câte zile ați lăsat dintre cei care sunteți aici și lucrați cu firmă și ați venit cu oameni împreună, la zidit, la tencuit, la pus parchet, l-a făcut fel de fel de lucruri. Și alții care au venit individual, Nelu, Ursul, și toți ceilalți
V-am spus, nu mi-am pregătit ceva pentru că o să pregătesc pentru Sfințire o listă așa cu toți cei care sunt acolo mai sus cu ajutorul. Și ce să vă spun? Nu în ultimul rând vreau să-i mulțumesc soției mele. Și copiilor care mi-au fost alături în această perioadă. Au fost clipe și grele și ușoare. Am ajuns acasă câteodată seara târziu, mor de obosit și chiar sâmbătă trecută am muncit aici cu câțiva oameni și am ajuns acasă înțepenit de frig la ora 6-7, cât era ceasul. Nu mă puteam mișca când am ajuns acasă. M-am dat jos de mașină înțepenit. Bucuria este enormă. Când văd că munca mea nu este în zadar. Se vede și biserica. Se vede aici mulțimea de oameni cu care eu lucrez. Pe care îi binecuvintez, pe care îi dezleg, pe care îi împărtășesc, pe care îi îndrum, pe care îi întreb dacă le e rău sau le e bine. Dacă au probleme, dacă îi pot ajuta cu ceva. Că eu așa m-am învățat. Asta este viața care m-a făcut să fiu așa. Vă mulțumesc tuturor, îmi sunteți dragi și, bineînțeles, primul lucru care l-am făcut, am cerut binecuvântarea înaltului pentru binecuvântarea pentru locașul acesta. Și înaltul, știind că atunci eram ocupat cu problemele mele și m-a întrebat, Octavian, tu ești sănătos? Păi cu ce te-a pus în biserică acolo la 100 de familie? Zic, lăsați-mi altă asuția voastră, care e grijă Dumnezeu. Și am avut binecuvântarea lui Dumnezeu, binecuvântarea înaltului, mulțumim tuturor. Ce să vă zic? Mai sunt lucruri de făcut, nu le lăsăm aici. Vrem să facem altarul de vară, garduri împrejur, să facem acolo bisericuța veche, să rămână Sfântul Dimitrie aici, că acolo v-ați botezat, v-ați curunat. Acolo s-au întemeiat familiile dumneavoastră. Să fie capelă mortoară, să fie frumos, să le punem acolo pe cei care pleacă la Domnul și să fim împreună cu toții și la greu și la bine și să ne felicităm cu toții. Doamne ajută! Părintele Florin, ca să spună și el două vorbe, prietenul meu, și le mulțumesc tuturor părinților pentru... Părinte, poate. Da, aș vrea să vă zic că când vin la dumneavoastră, totdeauna vin pentru că l-am găsit pe părintele, am fost alături de el și când i-a fost cel mai greu în viață și când i-a fost cel mai bine. Și cel mai mare dar și bună veste este că n-am prea Sfințitul, când părintele i-a fost foarte greu, l-a trimis din nou aici la Veșești, ca cumva ca să vă dăruiască acest lăcaș de închinăciune, pentru că a știut că este israelitean, fără de vicleșug. Chiar dacă vorbește mai tare, chiar dacă mai țipă, chiar dacă mă mai ia la ceartă așa câteodată, Părintele o face și vă dinamizează și are felul lui adevărat de a fi așa cum trebuie să fie al unui om. Și eu l-am simțit pe Părintele, pentru că Părintele nu face doar maslul de obște, face și maslul dăruindu-se. Părintele a fost împreună cu mine la Pocaie. Am fost să luăm candelabre. Amândoi avem ultimele catapetezme ale Părintelui Epifaniei, care am primit. Amândoi am început o biserică în 2017, am terminat și așteptăm să le sfințim. Părintele a fost în cel mai greu moment al vieții mele. Când trebuia să duc soția la medic și Părintele venea de la treabă, când aveam treburi și 24 de ore a mers dus întors până la Oradea ca să se dăruiască uneia dintre semenii săi. Și Părintele o face oricând, pentru oricine din satul ăsta, dacă e nevoie ca să-l ajute. Părintele își pune sufletul și asta e cel mai important. De aceea e biserica asta, să știți. Pentru Părintele a fost și pe schele. A și zidit. Părintele nu doar a vorbit. Și mai ales pentru că a chivernisit banii primăriei și a dumneavoastră. Pentru că sunt multe biserici care ar trebui să arate așa. Dar nu arată pentru că nu sunt chivernisite adevărat. Adică Părintele nu a pus mâna
în banii cuiva, ci a știut că trebuie să facă dar de săvârșit lui Dumnezeu și oamenilor. Și dumneavoastră trebuie să vă bucurați. Și eu am rămas, cum a zis Părintele Protopop, impresionat. Că nu vezi nici în dita mai orașul atâta lume la un mascul. Bun, e un mascul special, dar totuși și cu arcan, dacă va fi adus Părintele, și tot are mare merit. Dacă v-ar fi adus mânându-vă pe drum, adică are meritul de a vă putea mobiliza. Și biserica asta se vede că e făcută că a mobilizat oameni, pentru că nu poți să faci într-o parohie atât de mică, cu tot ajutorul, cum a zis, al primăriei sau instituțiilor. Și trebuie să prețuiți pe Părintele, că o să vrea să vedea în alt preasfințitul. Vrea să trebuie să-l țineți. Să-l țineți, da, pentru că dacă vede că e un vrednic, trebuie să mai facă mai multe. Mai astăzi să desăvârșiți tot ce aici, Părintele o să desăvârșească lucrarea din zidire, să o facă și mai bună în sufletele celor care sunt aici acum mici, care poate nu înțeleg total ce se întâmplă, dar simt că e ceva deosebit. Pentru că asta trebuie să simți în inima ta, că se întâmplă ceva, să plângi cu adevărat, să râzi cu adevărat. Lucrurile astea trebuie să fie, sunt de valoare în viața aceasta. Aveți o mare binecuvântare. Îl aveți cu Părintele Octavian, care e sprijinit, cum a zis, de Doamna Preoteasă de dumneavoastră și trebuie să fiți împreună, că sunteți o forță, să știți. Dacă Părintele s-ar pune să facă multe afaceri, și eu cu Părintele, dacă ar fi să merg până la capătul lumii, cu el aș merge. Cu puține aș merge, dar cu Părintele, sigur, totdeauna. Așa că Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă bucurați. Aveți... Doamna Părintele Florin, mulțumim pentru cuvintele frumoase. Doamna Loredana, am înțeles că și ea să spune câteva cuvinte, doamna profesoară Loredana. O să-i spun și Părintele fiului meu de la Vedești, Părintele Alin, îi mulțumesc la Mântuie și la Maici pentru că au venit și au luat parte la acest eveniment frumos. Poftiți, Părintele Fino. Aș vrea să vă spun că la Predând Religia avem o lecție în care vorbim despre biserică și le spun la copii, zic, biserica însemnați voi. Și de atunci sunt foarte curioși, zic, cum mai așa? Zic, păi zic, voi sunteți biserica și bisericile clădiri s-au construit pentru că sunt oameni care își doresc să se adune și să, într-un loc, și o clădire este expresia credinței oamenilor. Dar Sfântul Apostol Petru spunea lucrul acesta că sunteți pietre vii. Dumneavoastră sunteți pietre vii care ați construit această biserică. Vă felicităm pe dumneavoastră pentru jertfa aceasta. Noi am fost la Turbianul, la satul de alături și știm ce înseamnă, pentru că și noi am ostenit acolo. Ne-am dedicat o biserică de la zero, așa cum ați făcut dumneavoastră. Doar am extins acolo biserica și știm câtă muncă este într-un sat, să spunem, micuț, dar în același timp am simțit și noi aceeași dragoste pe care a simțit-o Părintele aici la dumneavoastră. Din suflet vă felicit pentru lucrarea măreață, frumoasă, deosebită pe care ați realizat-o aici, pe Părintele meu și Octavian, pe Domnul Primar și pe toți care ați ostenit, ați contribuit. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Clopotele cântă în cer, veste mare anunțând, într-un sat uitat de lume, doi sfinți de braț coborând. Sfântul Gheorghe, Sfântul Ștefan așteptau pe Maica Sfântă să primească din a ei mână cheia Sfântului locaș, ridicat cu jertfă lacrimi, rugăciune înălțată de preotul Octavian. Îmbrăcată în lumină, în straie dumnezeiești, Maica Sfântă ne îndeamnă să pășim în casa-i sfântă, ridicată în veșești. Nu departe stă, privește, Sfântul Idru, cu drag spre noi. Ne promite că împreună vom ieși iubitor. Binecuvântat să fie preasfințitul Ioachim, luminat de Maica Sfântă, să trimită în parochie, pentru o nouă misiune, pe cel care îl rânduise, pentru o scurtă perioadă de înaltă păstorire nouă veceștenilor. Anii au trecut ca gândul și din surse noi aflăm că Părintele ne pleacă la o altă parohie, lăsând în sufletele noastre multe lacrimi și întrebări. Dar se pare că în cerul alte planuri se țeseau, așa că într-o zi de vară ne-a surprins din
nou pe noi, cu fața izâmbitoare, dar brăzdată de nevoi. Odată reîntors în vie, cu drag noi l-am întâmpinat și am răspuns prompt la chemarea de a ridica Sfânt Locaș. Zi și noapte în rugăciune, i-a stat sufletul pentru noi, cu lacrimi spre Maica Sfântă și spre al nostru Mântuitor. Nu întâmplător, Tată, l-a trimis în via sa să semene iubire în inimile înrăprimate de vremurile tulburate, lăsând tinere generații sfântă titoria sa. Azi e zi de sărbătoare în satul meu drag Grecești. Ne adunăm cu micul mare mulțumire să-i aduce Tatălui nostru Ceresc. Astăzi, 25 martie 2022, de marea sărbătoare împlinată Maicii Domnului, Buna Vestire, în inima satului are loc cel mai important eveniment, vestea intrării noului locaș de urb, ridicat din dragoste față de semeni, din inițiativă și conform planului Sfinției dumneavoastră. Cu câțiva ani în urmă am asistat la sfințirea locului de către un sobor de preoți sub binecuvântarea ierarhului Joachim Băgăoanu. Odată sfințit locul, locașul a început să prindă contur, fiind o comunitate mică, formată din română de oameni. Planul ambițios al sfinției dumneavoastră a început să prindă viață. În toată această perioadă va jefi timpul, familia, sănătatea pentru noi, oameni sfinți, cu putere financiară mică, cu nici excepții, câteva familii înstărite care v-au susținut necondiționat. Nu pot uita ajutorul cerului care, din păcate, nu mai este printre noi, acum am vitul Epifanie, care sunt convinsă că acum privește cu duioșie la biserica ridicată cu hramul Sfântului Gheorghe și Sfântul Ștefan cel Mare și care va fi prezentul alături de noi la fiecare Sfântă Liturghie. Implicarea care nu poate fi trecută cu vederea este și a Domnului Primar, Procotaru Petre. Pe tot parcursul construirii Sfântului Locaș nu ați fost ocolit de ispite, care s-au ținut lanț, dar rugăciunile înălțate de către Sfinția dumneavoastră, către Maica Domnului, v-au dat putere să mergeți mai departe. Mulți de ispite așezați de cel viclean au fost detonați de izvorul de dragoste din inima Sfinției dumneavoastră, izvor care își face breșe și în sufletele celor pe care păstoriți. Astăzi s-a încheiat o etapă din istoria statului, dar s-a deschis alta, care va fi preluată de mugurii care cresc frumos sub Sfântul Epitrahir și care au datoria de a păstra și transmite mai departe averea nestricăcioasă pe care rugina nu va cuprinde biserica. Bunul Dumnezeu să vă însoțească pe drumul învierii, împreună cu frumoasa turmă, astfel încât pe lângă biserică să imunați Bunul Dumnezeu sufletele înnoiașilor ca împreună să ne bucurăm la masa pregătită în grădina Raiului. Cuvintele sunt prea sărace, Părinte, dar sunt convinsă că Sfântul Arhanghel Mihail v-a scris numele în Cartea Vieții cu litere de aur. Mulțumesc, doamna Loredana, doamna profesoară, pentru cuvintele și versurile alese pe care le-ați pregătit. Cred că dacă urmăm să pregătească ceva, nu cred că e așa. Așa, mi-a făcut o mare surpriză, doamna. Ce să vă spun? Dumneavoastră toți mi-ați făcut o mare surpriză astăzi, sunteți aici împreună. Am și eu emoții, chiar dacă uneori par din fier, așa, dar am și eu emoții. Domnul suflet, zic eu, bun, un suflet care se moaie la necazul omului. Și se mai moaie atunci când sunt lucruri frumoase în viața, în viața noastră. Ca să nu o lungesc prea mult. Le mulțumesc tuturor celor care am avut 6 preoți aici, trebuia să fim 7 de binecuvântate pricini, părintele meu, Duhov, din Navere. Vă mulțumesc tuturor, încă o dată. Vă aștept să fiți alături de mine, să duc mai departe ceea ce am aici în cap, de la Dumnezeu, pentru dumneavoastră, pentru comunitate, că nu fac pentru mine, să știți. Și mai ales acum, după anul 2013, am început să înțeleg că viața e foarte, foarte scurtă, iar cu noi nu luăm absolut nimic decât faptele pe care le facem
în comunitatea în care trăim și pentru semenii noștri. Să vă dea Bunul Dumnezeu sănătate, că de asta ne-am rugat la Sfânta și Dumnezească taina maștului. Să vă dea înțelepciune, să vă dea răbdare, să ne dea tuturor pace și liniște pe pământ și să puteți munci, pentru că dacă veți munci, veți fi conectați tot timpul cu Dumnezeirea, cu Cerul și cu Pământul. Și Dumnezeu va avea grijă pentru fiecare dintre noi să avem ce ne trebuie și să ne mântuim fiecare dintre noi sufletele în vecii vecilor. Amin. Doamne, Iisus, să fie